Bună ziua, dragilor! Am ajuns și noi acasă, am fost anat-o pe Seli de la școală. Am făcut câteva cumpărături, vreau să fac o supă de pui cu tăiței de casă. Și acum nu avem nimic de mâncare, voi face repede câte un ou cu castravete, cu roșii, cu avocado, să mâncăm rapid. Pe seară vreau să fac o pizza la tigaie sau la cuptor, încă nu m-am decis. Afară este soare, cald, au fost niște nori de ploaie și s-au împrăștiat și așa de tare mă bucur. Îmi dă o stare așa de bine dacă e mini, vremea asta așa bună. Și am cumpărat o legătură de pătrunjel, deși nu prea aveam ce să aleg de pe acolo, era cam... Ăsta arăta cred că cel mai bine. Dar noi aici în cartier nu prea ai de unde să iei marfă așa bună, trebuie să stai să te duci la... piață. Usturoi nou. Pe țelina asta am dat 8 lei și ceva. Mi s-a părut exagerat de mult. Morcov. Ce e, Marc? A căzut? Așa. Și pulpițe. Nu prea aveam ce să aleg de la Penny. Deci de asta vă zic că la noi în cartier nu prea ai ce să cumperi. Cașcaval și o vărzucă mică să fac de două ori din ea salată. Ăla nu se strică foarte repede dacă nu le mâncăm la timp. Ai pus-o tu înapoi? Bravo! Wow, ce frumos e avionul lui Marc! Îți place? Wow, super! Mini, ce faci? Ar strigi mașinuțe. Jos din pat. Jos din pat. Jos. Jos, jos, jos. Ia se duce și strică mașinuțe. Stai că ea cred că vrea să ajungă la... Castronul ăsta vrea să ajungă. Oața. Seli e la baie. Umflă niște baloane. De fapt nu le umflă, le umple cu apă. Ia să vedem, ai făcut câteva? Unde sunt? Pită de 1000. A, dar ce pui? Pun, pungi da. Separat? Da. A, face sânac și pungă. Da. Bravo, ai de un, de un plut de baloane acolo de ți ies ochii. Ia să punem să facem să mâncăm. Ce e? Cum a stricat? Mi-am pus să mâncăm, am tăiat și niște slănină, am întrebat copiii dacă vor roșii, dar nu vor roșii. Sincer să fiu, nici eu, parcă nu prea vreau roșie. Și să mâncăm, să mergem să spargă copiii baloane afară, că mai târziu nu se știe ce va fi. Vine ploaia, nu vine, copiii beau mirinda și eu cola. Cred că ați văzut vlogul ăla când am dat balonul peste gard. Da. Da, cred că s-a spart de peretele meu. Cine știe? Sau de ciment. Sau poate ai găsit. Și aici avem ca desert câte un milk burger. Eu cu Seli avem cu banane și Marc are simplu, că el și l-a ales pe ăsta alb. I-am pregătit pentru tăiței. Lasă să se odihnească cam jumătate de oră, dar cred că va fi mai mult de jumătate de oră, că mergem afară să spargă copiii baloanele. Mai înainte s-a norat foarte tare, ia uitați acolo, și văd că s-au mai împrăștiat din ei, dar mergem totuși să fim siguri, să o plimb și pe Mini. Aici mi-am pus să fiarbă supa, trebuie să iau spuma, am pregătit o ceapă, morcov și țelină, n-am mai cumpărat pătrunjel rădăcină, pentru că am zis că eu am oala asta așa de micuță și chiar nu-mi încape să pun atâtea în ea. Am și pulpele de pui care sunt la fundul oalei și acum copiii se pregătesc să plece, sunt la ușă și a pregătit 3 plase cu baloane și o să filmăm cum le sparg. Selice, eu am avut niște seri fiziologic, astăzi să văd dacă reușesc să fac și curățenie. Păi stai că trebuie să-l încălțăm. Gata, am luat și am... luat spuma de la supă și acum mă duc să mă pregătesc. Sper să reușesc astăzi să fac curățenie în casă. Dar știu că mă pot împărți, că trebuie să merg și afară cu copiii. Vreau să verific focul, l-am închis. Da, haide să ne pregătim. Buz, buz, buz. Buz, buz, buz. Buz, buz, buz. Am
reușit să-mi fac și unghiile. Mi-am luat și lapii ăștia în picioare, m-am epilat. Aseară m-am dat cu lac. Vreau să vă zic că dacă vă interesează un lac foarte bun, vi-l recomand pe cel de la Kalos. Deci mi-am făcut unghiile. Zici că abia am venit de la Magda. Așa de fain. Nici nu mă așteptam. Am avut în trecut un lac care nu se usca. Ori nu era compatibil cum e lacul ăsta. Ori lacul ăsta e făcut cu mai multă acetonă sau nu știu cum. Nu pot să-mi dau seama. Dar am dat doar 5,90 lei și e foarte, foarte bun. Chiar vi recomand. Hai să vedem unde-i Sally. Chiar nu mă așteptam ca acel lac la 5,90 lei să facă treabă. Și m-am dat aseară până la urmă. La mașina noastră? Hai la mașina noastră. M-am dat aseară înainte să mă bag în pat. Așa zbușori. Uite ce frumos au. Ce frumos. Sunt frumoși, au înflorit. Haide, hai mai încolo. Câte baloane mai ai? Câte ai avut, Sally? Nu știu, cred că vreo 40. Păi câte aveți de fiecare? Le-ai pus egal? Da, le-am pus egal. 5? Da. Uite, gata! Ai baloane! Uite-o pe Amalia. Urcă sus, Marc. Urcă sus. Hai. De portură sau? Da. Dar aruncă-le în sus, cum face Marc, ia. Ia uite. Dacă nu s-a spart. Dar hai aici sus, mama, pe trotuar. Haideți aici pe sus, pe trotuar. Oh. Hai aici sus, pe trotuar. Haide. Să-l arătăm, să-l arătăm. Și așa la galben. Stai că ți-l dau eu. Și s-a spart. Iri, fuge. Dar aruncă tare în sus, cum aruncai tu, așa. Bravo! Bine! Iri, nu mai fă cu piciorul! Hai! Ah, ce m-ai stropit! Eu ăsta roșu! Aruncă în col! Iar mă! Dar trebuie să arunci în sus! Adică în sus, tare, nu? Ia uite, Irina! Hai, Irina, stai! Da, hai că... O, oh, ia fa caldă. Haide. Hai. Dați-o. Dar dă-i în sus de tot. Oh, dar nu trebuie să urci tare. Așa. Vezi? Să aibă de unde să cadă. Urcă, aruncă sus tare. Așa. Bravo! Ți s-a spart? Da. Unu. Unu. Haide! Wow! Cum s-a învârtit? Irina, ai văzut? S-a Hai, și a fost la înălțime mare. Hai. Fac, nu. Bine că a ieșit soarele, că e cu îngheață. Măi, ăsta nu vrea să se spargă. Am venit aici în dormitor, mi-am pornit muzica, de aia închid ușa, am șters praful, acum apuc să dau cu aspiratorul, să periez covorul, să dau cu mopul și dormitorul ăsta l-am terminat. Îmi place că aici nu am de șters mult praful, da. Și nici așa de făcut. Wow. Am un televizor, bucătăria Selenei, măsuța, oglinda, scările la pat și gata, am terminat cu praful. Mi-am pus muzică grecească, ador să ascult muzică grecească.
Sunt, dacă vă interesează și pe voi să ascultați, radio, scrieți radio grecesc și vă apare. Și sunt o grămadă de posturi de radio cu muzică grecească. Văd că mi s-a șters fondul de ten aici pe vârful nasului, nu știu ce s-a întâmplat, cred că cum tot am pupat copiii. Și mă apuc să fac aici treabă, supa o am pe foc, am terminat și tăiței. O să mai las să fiarbă legumele, că abia a intrat furculița în ele. După care voi scoate țelina și morcovul. Țelina o voi arunca la gunoi, ceapa la fel, și voi tăia morcovul așa rondele și îl voi turna înapoi în supă. La noi, mai înainte, la Brașov, a început ploaia când eram noi afară. O ploaie așa de vară, scurtă, de maxim 5 minute, cred. Apoi a ieșit soarele și acum e puțin soare, dar văd că au revenit din nou niște nori. Probabil așa va fi vremea. Iese, intră, soarele iese. Da, e un pic. Așa. De ar fi și mâine și săptămâna asta toată la fel, cum a anunțat că plouă, și de fapt nu a plouat decât așa un pic acum pe seară. Deja e 5 fără 25. De acum ar putea să înceapă să plouă și cu găleata, că nu mă mai interesează, mă apuc să fac curățenie. Am în plan săptămâna asta să fac curățenie în mai multe locuri. Am făcut atunci, înainte de Paști, cu câteva zile, dar dacă mă credeți, prin sertarele cuprinzător de păr, ejale, numai fire de păr și ce mai e pe acolo, praf, aș vrea să-mi spăl frigiderele și... Nu știu, pe unde mi se pare așa că trebuie făcut, aș vrea să fac. Dar așa câte puțin pe zi, că dacă mai e așa soare, mai ieșim puțin afară și mai petrecem timpul și cu copiii, nu mă axez doar pe curățenie. Da, stai că mă duc să-mi aduc aspiratorul. Auzi ce tună! Am terminat supa, mi-au ieșit tăiței cam groși, dar asta este, nu mă deranjează că mie îmi plac. Începe să tună, am pus la răcit să mâncăm. Tună, că vine ploaia! Aici, da. Am fost și am plătit întreținerea. Uite, au început să sape și aici la noi pe stradă să asfalteze, că erau numai gropi. Și am plătit întreținerea, am reușit să-mi fac curățenie în două dormitoare, am mâncat supă, bravo! Și mi-am șters praful și pe hol, acolo mai am de dat cu aspiratorul și cu mopul. Și acolo, pe de aici a început să rupă. Și mai am de făcut bucătăria, balconul și sufrageria. Bucătăria mi-a cel mai mult. Până șterg mobila și tot ce e acolo, frigiderele, picioarele de la masă, tot, 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 cel mai mult îmi ia. Și acum mergem să ne întâlnim cu mama ei, că vine la dentist, și mergem să o așteptăm aici să ne vedem cu ea. Haide, Marc! În seara asta nu voi mai face pizza. Selena mi-a spus că își dorește să mănânce niște lipii. Dacă vă faceți aminte, am făcut lipii cu unt, cu usturoi și acum am și pătrunjel și voi băga și pătrunjel și aia vom face să mâncăm pe seară. Și mâine rămâne să facem pizza. Am mâncat acum supă, mai mâncăm niște lipii și gata. Ai și soarele din nou. Mai înainte tună, atât de tare. Ai și soarele, da. Imediat tună, da. De ce nu tună? Păi mai tună, dar așteaptă. Hai să mergem un pic la parc, până stă mama e la dentist. Ție, te bucur că mergi la parc? Bine că a ieșit soarele. Ah, e o pană de la porumbel. Zboară sus, da. Așa. Se vadă pe acel mic cum așa. Da. Și a așa. Ia, ai făcut buba la picior? Nu poți să ai atât. Nu poți, nu, că ai bandaj. Am bandaj, că nu. De două ori ai căzut și te-ai lovit în același loc. Te-ai lovit mai înainte atât de tare că s-a rupt și bandajul pe din două. Așa. Așa s-a rupt plasturele, da? Hai că e... Da, e 6:30. M-a dat altul bandaj. Ți-am dat altul bandaj, după aia să mergem să... Că ia taiu? Ăla s-a rupt, da. Da. Unde
lovit așa. Unde te-ai lovit? Aici. Acolo, mă. Acolo, te-ai împiedicat. Și te-ai lovit tare. Ai făcut buba. Am ajuns acasă, am pus să fac niște lipii. Că am zis că dacă mă apuc, deci am intrat pătrunjel. Am zis că dacă mă apuc de curățenie, să fie lipiile făcute. Am făcut unt cu mușdei de usturoi, nu. Unt cu usturoi pisat, pătrunjel și sare. Să ne punem să mâncăm și eu să intru să văd cât reușesc să fac din treabă. Mini, ce faci? Am despălat și vase. Așa se face în momentul în care faci de-astea o grămadă de vase. Dragilor, o să închei filmulețul. Este 8:20 și abia am intrat să fac curățenie în bucătărie. Mi-am șters ușa, am dat cu aspiratorul și cu mopul în hol și de acum mă duc toată partea asta să termin și eu în seara asta. Am făcut lipii, au să mănânce și lipii și supă. Marc nu a vrut să mănânce, mai înainte a dormit cu tableta în mână, a scăpat-o pe Gresie, se făcuse pe din două ecranul, chiar am zis că dacă mai trântește așa de multe ori, că acum în seara asta a scăpat-o de două ori pe Gresie. Și ați văzut, la contact cu Gresia, cum e Gresia și cimentul și marmura, nu se compară ca și cum ar cădea pe parchet. Parchet e mai ok. Da. Ia să mă apuc să termin eu treaba, să mă demachez și să văd, cred că voi termina pe la vreo 10. V-am pupat cu mare drag, o seară minunată!